cum să creștem copii echilibrați. Dacă avem o carieră solicitantă, ca de fiecare dată vorbim astăzi despre cum să ne îmbunătățim viețile, cum să ne creștem afacerile, cum să ne îmbunătățim cariera și cum să creăm echilibru între viața personală și carieră. Astăzi subiectul îl nișăm și mai mult, pentru că vorbim despre relația cu copiii noștri, vorbim despre parenting. Astăzi, foarte mulți dintre noi putem spune că avem o carieră solicitantă, fie că nervii ne sunt storși la serviciu, fie că stăm peste program, fie că muncim foarte mult și nu avem un program pentru că noi suntem proprii noștri șefi. Și ajungem acasă și pe lângă faptul că avem timp limitat, avem și resurse limitate din punct de vedere emoțional, din punct de vedere mental. Așa că haideți să ne punem această problemă, pentru că viitorul copiilor noștri, viitorul generației de mâine, depinde de foarte mult de noi, părinții de astăzi. Și copilul tău depinde de tine. Așadar, împreună cu mine este un psiholog, un psihoterapeut, mentor parental, creatorul primului program de dezvoltare personală pentru copii din România. Îi spun un bun venit Laurei Andrunachi. Îți mulțumesc mult pentru invitație, bine te-am găsit! Laura, îți mulțumesc foarte mult pentru că ești aici împreună cu mine și apreciez mult cum tu lucrezi cu copiii, pentru că mi-ai spus câteva despre lucrul acesta și ești acel psiholog, acel psihoterapeut care a ieșit din cabinet și merge către copiii, acolo unde îi găsim cel mai mult, probabil în grădinițe și în școli. Ei, astăzi vorbim despre cum putem să-i ajutăm pe părinții foarte ocupați, părinții foarte solicitați la serviciu sau în propria afacere, în așa fel încât să avem niște copii echilibrați. Tu cum vezi ce înseamnă un copil echilibrat? Îți mulțumesc mult pentru întrebare. Un copil echilibrat este un copil care se dezvoltă bine, se dezvoltă frumos, care ajunge un adult responsabil, echilibrat, centrat pe el și pe cei din jurul lui. Și cred că rolul fundamental pentru a obține un astfel de individ atunci când crește este al nostru, al părinților. Mm-hmm. Și ai spus centrat pe el și pe cei din jur. Cum poate să fie și centrat pe el și pe cei din jur? Asta e prima întrebare a mea. Și care ar fi, să zicem așa, eroarea pe care o întâlnim și când nu se întâmplă lucrul acesta? Îți mulțumesc din nou pentru întrebare. Este o întrebare extraordinară. Înainte de a-ți răspunde, vreau să îți explic cum văd eu, înainte de toate, relația dintre părinte și copil. Pentru că am spus că este rolul nostru ca părinți să ne ghidăm copiii ca ei să fie centrați pe ei înșiși și pe ceilalți. Cred că asta vine de la noi, de la părinți, înainte de toate. Îmi place să spun despre părinți că este foarte important ca ei să aibă rolul unui mentor. Lucru care nu se întâmplă din nefericire în zilele noastre. Se întâmplă cel mai adesea să fim prinși în vâltoarea evenimentelor de zi cu zi, în ceea ce ni se întâmplă, să problematizăm foarte mult și atunci cumva scăpăm din vedere tocmai ceea ce spuneam, centrarea pe sine și centrarea către ceilalți. Iar când spun ceilalți, mă refer inclusiv la copii, pentru că ajungem să facem atât de multe lucruri pentru ei, să dăm atât de multe lucruri fără a cere în schimb diverse, de care până la urmă copiii au nevoie pentru a fi educați, ghidați. Spuneam că văd părintele ca având un rol de mentor, pentru că este cumva diferența între a disciplina un copil și a ghida un copil. În momentul în care vrei să disciplinezi un copil, cred că lucrurile se întâmplă foarte simplu. Se întâmplă în virtutea inerției, se întâmplă ca rolul celui mare asupra celui mai mic, al celui puternic către cel slab,
Și atunci copilul va pica în această dinamică și va ajunge să fie disciplinat. Asta versus relația de mentoring, de mentorat a părintelui, a adultului. Pentru că un mentor este acela care este urmat de cei mai mici, este cel care dă un exemplu prin puterea ceea ce face, iar ceilalți îl urmează. Și aici lucrurile se întâmplă firesc, doar că tu ca părinte trebuie să înțelegi cât de important este rolul ăsta pentru tine, dar și pentru copilul tău. Dacă tu te vei comporta ca un mentor, copilul te va urma, pentru că va crede în ceea ce tu îl înveți. Ca să îți fac o mică paralelă, da. Știm cu toții faptul că copiii cel mai bine învață din ceea ce văd, din ceea ce simt și nu din ceea ce li se spune. Și atunci, oricât de mult ai străduit tu să disciplinezi un copil, probabil că vei obține efect pe termen foarte scurt. Lucrurile se vor întâmpla, se va stopa un comportament al copilului. Versus tu, ca adult, să intri într-un rol de mentor în care ești puterea exemplului pentru copilul tău, iar copilul tău te va urma pur și simplu, pentru că ceea ce faci este bun, este bine. Tot ceea ce transmiți aici are mare greutate, însă cred că atunci când se uită părinții la tine, tu ești foarte zen acum și este așa, să ajungi așa acasă ar fi foarte fain. Însă suntem de multe ori copleșiți de realitate, pentru că pur și simplu nervii ne sunt tocați la maximum. Copiii întind coarda cât se poate. Le dai un deget, ți se ia toată mâna. În acest context, cum, ce rezultat dă mentoringul, ghidarea și, așa cum ai spus tu, disciplinarea dă rezultate pe termen scurt? Care ar fi beneficiile acestui mentoring? Și, bineînțeles, el vine și cu niște, cu un preț, să zicem așa, care trebuie plătit. Dacă poți să ne spui și de preț. Dar mai întâi, beneficiile. Hai să o luăm pe rând. Am apucat înainte de a intra în această emisiune să-ți povestesc faptul că eu cred cu mare tărie în parenting conștient, în parenting autentic. Și hai să-ți definesc foarte scurt tocmai ce înseamnă parentingul conștient. Așa. Pentru că înseamnă centrare pe aici și acum, înainte și înainte de orice. Înseamnă să fii conștient în orice moment de ceea ce ți se întâmplă, de ceea ce faci, de ceea ce te înconjoară. Este evident un exercițiu. Un exercițiu pe care îl pui în practică în fiecare zi. Nu există altă cale. Atunci când tu ca părinte, tu ca adult, ca să trecem în, să scoatem din zona asta de parenting, să trecem în partea adultului, atunci când rămâi conștient în ceea ce ți se întâmplă, beneficiile sunt imense. Pentru că reușești să stai centrat pe ceea ce ți se întâmplă ție. Poți rămâne în zona de reflectare. Poți înțelege de ce ți se întâmplă anumite lucruri, de ce ai anumite reacții și așa mai departe. Asta înseamnă, de fapt, parentingul conștient. Să fii conștient cât de des cu putință. Inclusiv atunci când o dau în bară ca părinte. Evident. Vom ajunge să discutăm despre greșeli, pentru că suntem oameni și facem greșeli. Ori tu mă întrebai ce facem atunci când îi dai copilului o mână și el te acaparează cu totul. Iar copilul este efervescent, este energie foarte aproape de energia aia pură, în care el doar face lucruri, manifestă lucruri. Și nu le face pentru un scop anume, pur și simplu le face. Dacă tu ca adult rămâi în zona conștientă și încerci să înțelegi de ce anume se manifestă comportamentul respectiv, vei ajunge să ai o cu totul și cu totul altă judecată, alt comportament, altă acțiune. Copilul tău va vedea că asta este calea ta și ce crezi că va face data viitoare atunci când copilul tău se va afla într-o zonă conflictuală sau într-o zonă de disconfort? Va ajunge să nu mai reacționeze comportamental greșit în ghilimele, ci să urmeze exemplul tău.
Asta repet, dacă tu, ca adult, ești consecvent în ceea ce faci. Pentru că degeaba sunt astăzi zen și săptămâna asta și fac exerciții conștiente în sensul ăsta și săptămâna viitoare îmi dau seama că în viața mea de zi cu zi sau în zona profesională am dificultăți, sunt foarte tensionat, sunt foarte încărcat și atunci, fără să vreau, scap energia asta negativă și către copilul meu. Uh-huh. Pentru că, mare atenție, între un comportament pozitiv și unul negativ, linia este foarte fină. Scapi foarte ușor dintr-o parte în cealaltă. Doar că, repet, ai nevoie de conștiență și consecvență în fiecare moment al existenței tale. Spuneam că greșim. Greșim, pentru că suntem oameni. Se întâmplă să picăm în capcana furiei, în capcana... avem atâtea în fiecare zi. Este important să recunoaștem că am greșit. Să acceptăm greșeala, să corectăm greșeala. Cumva asta este calea pe care o poți arăta copilului tău ca fiind cale bună. Sper că am răspuns întrebării tale, da. Pentru că ai ridicat foarte, foarte multe chestiuni la care aș vrea să răspund. Am înțeles și așa este. Mulțumesc tare mult. Ai pomenit înainte de faptul că de obicei copilul este energie pură, manifestă, el vrea să se exprime și așa mai departe. Uneori noi, părinții, vedem altceva și să-mi spui dacă și alți părinți cu care tu ai lucrat văd ceea ce spun eu acum. Copilul mă manipulează, copilul are interes, copilul vrea totul pentru el. Și lucrul acesta mă pune pe mine în postura de a fi foarte categoric, foarte tranșant. Cum rezolvăm acest lucru? În ce fel copilul, într-adevăr, este un mic, în ghilimele, dracușor? Îți voi răspunde punctual, pentru că deja ai ridicat două probleme. Depinde de vârsta copilului, întâi de toate. Prin definiție, nu există copii răi. Trecând în zona de psihologie, de dezvoltare neuropsihologică, noi știm foarte bine faptul că, până la o anumită vârstă, dincolo de majorat, copilul nu are capacitatea de a discerne și de a raționa anumite acțiuni. Prin urmare, nu va înțelege conexiuni de genul cauză-efect, nu le va corela. Ajunge să le facă în virtutea inerției, ajunge să le repete pentru că așa le vede la noi și știe că noi, atunci când îi spunem anumite lucruri că sunt bune sau rele, le ia ca fiind așa cum noi le transmitem către el. Dar copilul nu are capacitatea asta, copilul nu manipulează. Copilul are în spate o nevoie care trebuie satisfăcută. Cei care nu înțeleg dinamica asta suntem noi, adulții, pentru că suntem cumva pe repede înainte și dorim ca lucrurile să se întâmple. Nu știu dacă ai remarcat chestiunea asta, în general, noi adulții, noi părinții, vrem fie copilul să manifeste un comportament, fie să nu-l manifeste. Uh-huh. Adică cumva nu avem calea asta de mijloc. Și se mai întâmplă ceva spectaculos, o văd frecvent în experiența mea. Se întâmplă cumva că până la o anumită vârstă, un an și jumătate, 2 ani, noi, ca adulți, nu avem așteptări de la ei, da. Pentru că sunt prea mici. Exact. Și atunci îi hrănim, îi îmbrăcăm și facem tot felul de repetiții de genul ăsta prin care ei să învețe lucruri. Și apoi, dintr-o dată, după ce depășesc pragul de 2 ani și jumătate, 3 ani, vrem să fie mari și mm-hmm. să se comporte într-un fel sau un altul, să facă, să nu facă, să socializeze, să interacționeze, să spună poezii și așa mai departe. Eu personal nu am înțeles până în acest moment ce anume se întâmplă cu noi, nu cu ei. Adică până la vârsta asta nu avem așteptări până la anumită. Și dintr-o dată facem un shift, dintr-o dată facem o schimbare din asta de paradigmă și avem foarte multe așteptări. Probabil că începe copilul să vorbească și locul acesta... Și atunci dintr-o dată se deschide ce? Pentru că capacitatea lui neuronală și toate sinapsele nu sunt dezvoltate, el este într-un proces de învățare până mult după perioada de majorat. Mm-hmm. Și asta spuneam că este prima perspectivă, apropo de faptul că copiii ne manipulează. Nu, copiii nu ne manipulează. Copiii sunt buni.
Punct. Noi suntem cei care nu înțelegem și nu decodăm comportamentul lor. Noi suntem cei care nu se comportă așa cum ar trebui în relație cu ei și cu manifestările lor. Bun, deci noi nu ne comportăm bine. Uh-huh. Dar când îi spun copilului de 100 de ori să facă un lucru și nu îl face, sau îi spun de 100 de ori să se oprească să facă un lucru și nu îl face, atunci ce e de făcut? Știi metoda semaforului, pentru că ești părinte, știi? Stop! Culoarea roșie, apoi galben. Reflectez un pic la ceea ce s-a întâmplat și abia apoi acțiune. Pentru situația pe care tu m-ai prezentat-o, în care spui de 100 de ori copilului și el nu reacționează, nu-și schimbă comportamentul. Păi, cred că ceea ce faci tu ca adult nu este ceea ce are nevoie copilul. Și am să-ți dau acum așa o mică glumă. Dacă mă doare capul și iau aspirină și nu-mi trece capul și apoi iau un alt medicament și tot nu-mi trece capul, este foarte clar că ceva din ceea ce fac este greșit. Și atunci va trebui să schimb ceea ce fac astfel încât să obțin alt efect. Exact același lucru se întâmplă la copil. Dacă îi spun de 100 de ori copilului și copilul nu reacționează, este foarte clar că acolo sunt niște mecanisme de testare a limitelor în ceea ce îl privește sau de obținerea unui beneficiu, dar pentru că tu ești adultul, tu ești cel înzestrat cu rațiune, ei bine, tu trebuie să fii cel care schimbă ceva din tot jocul ăsta. Pentru că acolo sunt multe fenomene. Spuneam faptul că copilul vrea să obțină, pur și simplu vrea să obțină niște lucruri și atunci îți testează limitele, cele 100 de ori în care îi spui să facă sau să nu facă ceva. Și probabil că într-un final îl și obține, da? Pentru că el a testat limita, a văzut că ține și atunci a obținut ceea ce și-a dorit. Dacă vrei să schimbi ceva, schimbă tu. Există, știi, o vorbă în terapie, o întrebare clasică în terapie. Pe cine doare? Pe părinte îl doare. Okay. El să schimbe ceva. Și ce am de schimbat dacă într-adevăr vreau nu doar să împlinesc nevoile copilului, ci să-i ofer și limite sănătoase? Sunt iar două aspecte. Întâi și întâi de toate ai nevoie să înțelegi ce anume a declanșat comportamentul respectiv al copilului. Și ne întoarcem la parentingul conștient, în care tu îți pui stop și rămâi conștient și consecvent, pentru că probabil că nu este prima dată când se întâmplă chestiunea aia, dacă a ajuns să-i spui de 100 de ori. Și să-ți dai seama ce anume declanșează comportamentul lui, ce anume declanșează comportamentul tău. Și abia de acolo generezi soluții. Pentru că tu ai adus în discuție limitele. Limitele sunt bune, limitele sunt sănătoase. Limitele dau un cadru copilului, un cadru de manifestare în siguranță, în diverse tipuri de medii. Pentru că tu știi foarte bine că avem limite acasă, avem limite la bunici, avem limite la grădiniță, la școală, în cercul lor social și așa mai departe. Limitele sunt bune. Eu insist de fiecare dată și cred că este una dintre primele teme pe care le dau părinților, tocmai aceea de a stabili un set de limite. Și unde greșesc părinții? Nu pun limite. Ajungi să pui niște limite și să pui niște limite la extremă, la momentul la care tu ești foarte tensionat și nu mai ai timp, nu mai ai chef, nu mai ai energie în a analiza situația la modul cel mai obiectiv. De obicei, pentru că suntem oameni. Exact, de obicei punem limite când reacționăm, da? Adică nu sunt gândite, sunt doar niște... M-am săturat până aici, dă militaria jos din pod și așa mai departe, dar nu le-am anticipat lucrurile, nu? Nu le-am anticipat, unul la mână, nu le-am stabilit înainte de a apărea comportamentul respectiv. Știi? Și cu toate astea, cumva ne așteptăm copilul să fie cel care să facă sau să nu facă niște lucruri, când de fapt exemplul nostru arată că noi nu le facem. Și atunci mă întorc la ceea ce îți spuneam, dacă tu, adultul, nu le faci, de ce le-aș face eu copilul? Sau dacă tu le încalci, pentru că există situația asta în care m-am săturat, nu mai pot, gata, până aici a fost, și punem restricții care cel mai adesea nu sunt rezonabile. Ajungem ca pentru o chestiune minoră pe care o face copilul, dar care nouă ne-a umplut paharul, dintr-o dată să venim cu o consecință din asta foarte fermă, care nu este corelată cu ceea ce s-a întâmplat, de fapt. Doar
prin simplul fapt că noi nu mai putem, nu mai avem energia de a căuta până la urmă niște soluții rezonabile. Și atunci nu mai ai voie o săptămână să ieși cu prietenii, nu mai ai voie la calculator, nu mai. Deci toate sunt încărcate negativ foarte mult. Există un moment în care ne dăm seama că am greșit și picăm în cea de-a doua greșeală a parentingului. Nu acceptăm chestiunea asta. Care? Chestiunea? Că am greșit dat niște pedepse nerezonabile sau comportamentul nostru a fost deplasat în raport cu acțiunea copilului. E foarte bine ce ai spus aici, doar că vreau să înțelegem și mai bine, atât eu cât și cei care ne urmăresc. Dacă îmi dau seama că am greșit prin niște limite sau consecințe nerezonabile, ce e mai greșit după aceea? Să mențin ce am spus sau să revin înapoi și după aceea, după o perioadă, copilul să încerce iarăși să întreacă măsura și iarăși revin și așa mai departe. Deci am impresia că la unii părinți asta se întâmplă, că după ce și-au dat seama că au greșit, își scad iarăși standardele, după care iarăși trebuie să revină la acelea și tot așa. Deci asta întreb, care e greșeala? Să fiu consecvent într-un standard nerealist sau să jonglez în funcție de cum mă simt? Ambele sunt greșite. Ambele sunt greșite. Și care ar fi o soluție a treia, mai bună? A treia. Știi că există trei tipuri de limite în psihologie. Sunt limitele alea rigide, în care copilul nu are absolut nimic de spus, eu sunt adultul, eu știu mai bine, faci ca mine, așa am spus eu, nu treci peste cuvântul meu. Sunt cele flexibile pentru care milităm cu toții și în care lăsăm loc de negociere atunci când punem limite și din când în când lăsăm să se mai strecoare și o greșeală, dar pe care o discutăm și o analizăm. Și mai există, evident, non-limita, unde copilul face ceea ce vrea, când vrea, cum vrea, el este șeful în casă și așa mai departe. Calea cea mai bună este, evident, calea de mijloc, limita rezonabilă. Și atunci, tu ca părinte, rolul tău ca părinte, ca mentor, spuneam că trebuie să creezi un cadru de siguranță pentru copil. Ori limitele fac parte din acest cadru de siguranță. Ori stabilește din capul locului care sunt limitele. Și mai mult de atât, le stabilești în funcție de nivelul de dezvoltare a copilului. Pentru că un anumit gen de limită vei pune la 2 ani, altul la 10 ani, altul la 17 ani. Da. Și ai nevoie să negociezi limitele astea, pentru că posibil copilul să nu le știe. Și tu, dintr-o dată, ca adult, în situația pe care o descriam mai devreme, te trezești că pur și simplu arunci limita respectivă, care copilul, vezi, o percepe mai degrabă ca o pedeapsă, ca o restricție foarte puternică. Și este foarte clar că nu vei obține rezultate, pentru că copilul o percepe ca o pedeapsă în funcție de modul în care îi transmiți consecința respectivă, poate ajunge sau nu într-o zonă de traumă, chestiunea asta, gen o traumă de abandon dacă pui copilul în time-out, și știm că este o metodă care în continuare se practică. Da. Și spuneam că una este să pui o limită pentru 3 ani și alta pentru o vârstă mai avansată. Copilul trebuie să știe că există limita aia. Dacă nu știe, de unde să știe că o încalcă sau că nu o încalcă? Uh-huh. Și mai mult de atât, o negociezi cu copilul. Pentru că așa vei avea pe termen lung mai mult de câștigat, iar copilul va înțelege că comunicarea este cheia în relația dintre copil și părinte. Și atunci, da, îl vei avea foarte aproape pe copil pe termen lung. Am vorbit mai mult în zona asta de limite rigide, dar ce se întâmplă în momentul în care un părinte are concepția că un copil, de fapt, este atât de pur încât nu trebuie să intervii cu mare lucru, nu trebuie să îi știrbești personalitatea și atunci, practic, părintele este condus de copil. În acest caz, cum vezi lucrurile? Poate că lucrurile ar funcționa dacă copilul ar trăi doar în mediul de acasă. Adică va fi o greșeală care se va perpetua, toată lumea o va accepta și dacă mediul acceptă ceea ce se întâmplă, atunci totul este în regulă. Problema apare în momentul în care copilul trece dincolo de ușă și intră într-un alt mediu de interacțiune.
Și acolo... Unde există reguli. Exact. Unde există reguli, unde există limite, unde există un alt fel de comunicare. Iar copilul, pentru că a stat în zona asta în care îi se permite orice, nu și-a dezvoltat mecanismele de adaptare la ceea ce se întâmplă dincolo de ușă. Uh-huh. Așa că dacă se întâmplă chestiunea asta, sfatul meu este să îndrepte cât mai repede lucrurile și să înceapă să seteze limite. Și ultima întrebare din întâlnirea noastră de azi. Te rog. Când copilul este foarte greu de stăpânit acasă, dar este exemplar în societate, care este problema? Hai să vedem care ar fi un nivel de vârstă. Mai dăm un indiciu. Să zicem 70 ani. 70 ani. Pentru că există diverse paliere de dezvoltare fizică, biologică, mentală pentru copil. Dacă copilul se află undeva sub 10 ani, atunci, da, părintele este cel care poate controla foarte bine mediul copilului. Pentru că, până la urmă, noi suntem cei care alegem grădinița, școala, cercul de prieten al copiilor. Un pic mai încolo, în perioada preadolescență și adolescență, deja mediul de influență socială este foarte important pentru copil. Dezvoltă mecanismele în care el vrea să socializeze, vrea să interacționeze cu alții decât părinții. Nu există o greșeală. Eu cred următorul lucru. Cred că dacă până la 7 ani, 10 ani, tu ca părinte ești mentorul despre care vorbeam și pui acolo semințele alea mici și bune, adevărate valori în care tu crezi ca familie, ele vor ieși la iveală exact în momentele alea critice. Uh-huh. Pentru că parentingul începe dinainte ca copilul să se fi născut, da? Și are, wow, timp să germineze la momentul adolescenței. Mulțumesc mult, Laura. Eu îți mulțumesc mult. Cred că ne-a rămas mult subiect de discuție pentru încă o întâlnire și încurajăm pe cei care ne urmăresc să se privească și după următoarea noastră discuție. Îți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag, abia aștept. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare, când vom continua această discuție despre cum să creștem copii echilibrați, chiar dacă avem cariere solicitante. La revedere!